Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalare generală pentru săptămâna 22-30 noiembrie 2020 pentru Zodia Săgetător, ascendent lună în Zodia Săgetător. Dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vreau să vă mai spun și faptul că dacă lăsați un like, un coment sau vă abonați acestui canal, este gratuit. Doar că aici rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă veți dori să faceți aceste lucruri sau nu. Pentru etalarea din această săptămână m-am gândit să vorbim pentru mai multe domenii. Vom avea tema săptămânii, energia care o să vă călăuzească toată săptămână. Vom vorbi din punct de vedere profesional, financiar, relații amoroase, relații interumane, colaborări și așa mai departe, parteneriate. Dar și despre sănătate. Haideți să mai vedem încă o carte și apoi vom trece la etalarea propriu-zisă. Bun. Energia săptămânii. Sunteți un pic cam instabil din punct de vedere emoțional, văd că vă gândiți la o situație, la o persoană, la o chestiune ce ține de domeniul trecutului. E ca o jale aici, e ca o dezamăgire prin care treceți. Vă simțiți dumneavoastră așa un pic demoralizați, dar haideți să vedem totuși mai multe informații. Este doar o stare de moment, deci această energie nu vă va călăuzi toată săptămâna, este doar o dispoziție, o predispoziție prin care veți trece, dar este de scurtă durată, pentru că văd foarte multă abundență la dumneavoastră, poate sunteți încurajați și de o parte feminină, din familie, din viața dumneavoastră. Aici cu împărăteasa, lucrurile evoluează într-un mod foarte pozitiv. Aveți nevoie de comunicare, sunteți un pic îngrijorați, poate sunteți îngrijorați unii dintre dumneavoastră pentru o persoană dragă, exact cum v-a spus, o parte feminină, mamă, soră, cumnată, nepoată, fiică, prietenă, cunoștință și așa mai departe. Văd semne de apă, rac, scorpion, pești, semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Aici poate fi vorba și de o îngrijorare din punct de vedere financiar. Poate nu vă ajung bănuții, sunteți cam îngrijorați, dar este doar o situație temporară. Până la sfârșitul săptămânii sau acestui interval, lucrurile se vor liniști și vă îndreptați spre ceva mai bun. Din punct de vedere profesional, aveți foarte multă stabilitate, siguranță și așteptați un răspuns, o decizie. Poate unii dintre dumneavoastră vă mutați într-un alt departament sau la un alt loc de muncă și așteptați vestea aceasta cu... Ați dori să vină cât mai repede, nu mai aveți răbdare. Poate fi o schimbare și de locuință odată cu acest job, dar totuși există stabilitate. Vă doriți ceva mai mult, parcă pe unii dintre dumneavoastră nu vă mulțumește acest loc de muncă, pot apărea discuții, bârfe între colegi, lucru care nu vă încântă foarte tare, oricum vă văd retrași, nu veți face parte din acest grup de oameni bârfitori. Dacă nu aveți un loc de muncă, așteptați, încă o să mai așteptați și săptămâna aceasta, dar va veni o veste cu rapiditate care o să vă aducă stabilitate, o să vă aducă siguranță. Este nevoie și de o decizie, poate să vă schimbați locul de muncă. Mare atenție ce veți alege, pentru că aici sunt tentații foarte mari. Poate veni o ofertă de la o oarecare distanță de dumneavoastră, vine prea rapid, e prea promițător ce auziți sau e mult prea mult, e peste așteptări
Și ar fi bine să fiți atenți înainte de a lua o decizie, să calculați foarte bine, să analizați foarte bine lucrurile care se întâmplă în jurul dumneavoastră, vorbele, discuțiile care vor fi. Totuși, pe unii dintre dumneavoastră vă văd într-un grup de oameni la un loc de muncă foarte răutăcioși, parcă fiecare își vede interesul. E o răutate. Dacă aveți propria afacere, sunt persoane care își bagă coada sau își bagă nasul, cum se zice, încearcă să vă pună fel și fel de piedici, sunt întârziere, aici parcă vă ține așa într-o continuă amânare, cum să vă spun, depinde foarte multe lucruri de oameni aceștia cu care dumneavoastră interacționați. Aici poate să fie un pic problematic, dar nu prea. Dacă veți ști direcția, dacă o să analizați foarte bine și o să luați o decizie foarte bună, veți scăpa de toate tensiunile acestea și de oamenii răutăcioși. Oricum, vreau să vă mai extrag o carte. Na, pentru că o să vină și vestea cea bună. Din tot răul acesta, oricum veți fi câștigați. Puteți avea de-a face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, capricornul, care predomină, semne de foc, berbec, leu, săgetător, dar și semne de apă, exact cum v-am mai spus, rac, scorpion, pești. Unii dintre dumneavoastră vă puteți regăsi în ascendent la aceste zodii. Haideți să vedem din punct de vedere financiar. Se repetă cavalerul de cupe. O ofertă foarte bună, care o să vă aducă câștiguri mari. Situația financiară se va îmbunătăți. Aici veți da la o parte. Există o persoană în viața dumneavoastră care tot vă pune piedică la locul de muncă și ce ține de situația financiară. E o femeie, semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate fi o femeie șatenă cu ochii verzi sau căprui. O femeie divorțată, o femeie văduvă, o femeie singură, o femeie răutăcioasă de fel. Dacă ați avut probleme cu această femeie sau ați pierdut sume de bani din cauza acestei femei, să știți că totul va lua sfârșit, ea pleacă, nu știu, dispare sau veți afla că vă trădează, vă trage în jos. Vă creat un blocaj financiar la un moment dat această persoană, poate fi și o femeie mai tânără decât dumneavoastră, în alte situații poate fi un bărbat mai tânăr decât dumneavoastră care vă în care ați avut încredere, pentru că v-a oferit această încredere, dar de fapt a fost un interes. Aici sunteți foarte gânditori, alții dintre dumneavoastră, cum să rezolvați o chestiune financiară, sunteți blocați în niște cheltuieli, niște datorii sau aveți niște bani blocați undeva. Nu vedeți o altă soluție momentan, dar să știți că ieșiți din neliniștea aceasta, din blocajul acesta, o să-l depășiți. Haideți să mai văd totuși un mesaj. Pentru că aici la dumneavoastră totul este foarte încălcit, poate sunt mai multe energii. Oricum trebuie să luați aici doar ce vi se potrivește, că este o etalare generală. Vor veni vremuri mai bune pe planul financiar, să știți, în următoare perioadă, probabil în următoarele 3 săptămâni. Haideți să vedem din punct de vedere relațional, amoros. Decizii. Veți lua decizii și veți ieși învingători pentru că veți avea parte de multă stabilitate în relațiile pe care le aveți sau le veți crea în această săptămână. Văd semnul zodiacal Leu, Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător. Sunt discuții foarte puternice, discuții care vor lămuri foarte multe situații. Luați decizii importante ce țin de stabilitate, siguranță, angajamente serioase și de lungă durată, dar în același timp vă văd că o să vă țineți emoțiile în frâu sau o să fiți porniți spre dreptate în aceste relații, dar în același timp nu vreți să ieșiți șifonați sau nu o să vă abțineți la anumite discuții. O să preferați să nu răspundeți sau nu să arătați cu ce simțiți cu adevărat, pentru că nu știți cum va reacționa cealaltă persoană. Și se repetă 5-ul de cupe, pentru că există o persoană care va
provocat o foarte mare instabilitate din punct de vedere emoțional, v-a rănit foarte tare, v-a dezamăgit, poate fi o legătură de prietenie, de dragoste, un parteneriat de afaceri, o rudă de-a dumneavoastră. De aceea încercați să nu exprimați toată durerea aceasta, pentru că acum totuși se vede așa soarele la orizont, da? Se vede o soluție, se vede o rezolvare și o veți avea poate până la Revelion. Iar din punct de vedere al sănătății, ați depășit unele dificultăți, și vă apropiați de vindecare. Aici mai puteți avea de face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Da. Ori vorbim de o depresie, ori ați fost răciți, dar vă vindecați. Da, ați fost, e o răscruce de drumuri. Nu v-ați simțit în apele dumneavoastră, poate sunteți îngrijorați să nu vă îmbolnăviți la locul de muncă unde lucrați, poate unii dintre dumneavoastră, dar vă vindecarea. Vă trebuie mai multă odihnă pentru că sunteți predispuși la extenuare, da? Nu vă odihniți suficient, lucrați foarte mult și vă supra-solicitați aici, dar se vede și vindecarea. Mai poate fi o instabilitate din punct de vedere mental. Unii dintre dumneavoastră sunteți predispuși la depresie. Totuși, aveți grijă, da? Pentru că aveți și vindecare aici. Deci totul se rezolvă. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă doresc o săptămână minunată și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!